Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi vă arăt o rețetă inspirată după rețeta de gulaș, rețeta ungurească. Nu este rețeta originală, atenție, doar m-am inspirat și am adaptat-o gusturilor noastre. Ea se pregătește foarte simplu pentru că vom pregăti cu slow cooker, și anume cu acea oală cu gătire lentă, cu un minim de efort, iar cu un rezultat foarte, foarte fain. De fiecare dată când am arătat preparatul în vloguri, am primit foarte multe întrebări, așa că am gândit că ar fi cazul să vă arăt cum pregătesc această rețetă. Avem vasul de ceramică în care punem aproximativ 2 linguri de ulei, de floarea soarelui sau de măsline, nu contează, și aproximativ o treime din acest tub cu cremă pentru gulaș. Nu punem foarte multă cremă pentru că ea este puțin picantă și sărată în același timp, peste care vom adăuga și boia de ardei dulce, după gust, și aproximativ o jumătate de linguriță de chimen. Amestecăm aceste condimente, la început mi se pare că se amestecă mult mai bine, după care vom adăuga carnea de vită. Nu știu să vă spun din ce parte a vitei este această carne, noi o cumpărăm din Lidl și scrie pe ambalaj carne de vită pentru gulaș. Vine deja tăiată cubulețe, noi nu facem altceva decât să o adăugăm în cratiță. Amestecăm puțin pentru a împărți bine condimentul pe fiecare bucățică de carne, după care adăugăm cartofii tăiați și ei cubulețe, iar eu de data aceasta am mai adăugat ardei cap, i-a tăiat cubulețe, și un morcov tăiat, bineînțeles, și el tot cubulețe. Puteți să mai puneți și o ceapă, puteți să puneți și ciuperci, de regulă pun și eu, însă de data aceasta am sărit peste și nu ne mai rămâne decât să punem apă. Apa o puneți în funcție de câtă zeamă doriți să aveți la final. Dacă doriți să fie o mâncărică mai scăzută, puneți mai puțină apă. Dacă vreți să aveți mai multă zeamă, puneți mai multă. Eu pun cam 500 de mililitri. Avantajul când gătiți cu slow cooker este că la final veți obține aproximativ aceeași apă pe care ați adăugat-o la început. Nu scade foarte mult. Și atunci vă puteți ghida după lucrul acesta. După ce am adăugat apa, las oala la intensitate maximă, și anume la high, pentru aproximativ 30 de minute, așa să-și ia avânt. Era să uit, trebuie să adăugăm și câteva foi de dafin, acolo 3-4 frunzulițe, și las așa aproximativ jumătate de oră pe high, după care reduc intensitatea, o las pe low pentru aproximativ 6-8 ore, în general peste noapte. Și avantajul este că nu trebuie să amestecăm, să supraveghem, lăsăm așa, se gătește mâncarea singură, carnea devine foarte fragedă și foarte aromată, nu se pierd nutrienții. Asta este avantajul când gătești cu asemenea oală, însă eu vă spun sincer că doar mâncărică cu cartofi și carne de vită gătesc în această oală, altceva nu am încercat. După ce este gata, mai puteți să gustați, să vedeți dacă mai trebuie sare, dacă mai trebuie cremă de gulaș. Noi ce mai facem este să punem, atunci când mâncăm, să punem puțin pătrunjel și acea pastă de ardei iute. O mai adăugăm, o adăugăm direct în castron în funcție de cum ne place nouă, pentru că este destul de iute și nu toată lumea mănâncă așa iute. După cum vedeți, carnea este fragedă, este o mâncare care se face ușor și este foarte bună. Eu o să vă las în descriere link-uri pentru acele tuburi, pentru acele creme, însă cea de gulaș am văzut că se găsește și în Kaufland. Cea roșie nu știu dacă se găsește, dar vă las link-uri în descriere în caz că nu găsiți în altă parte, să puteți totuși să cumpărați dacă doriți. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut această rețetă. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!